În numele Domnului Iisus Hristos vom deschide serviciul divin cu cântarea 364. Vino, te aștept. Ceresc, să-ți mulțumim frumos și să lăudăm numele Tău pentru încă o ocazie care ne oferi să ascultăm învățătura Ta, cuvântul Tău și adevărul Tău. Amin. În privința aceasta te rugăm să iei în stăpânire pe slujitorul Tău, să-i pui Tu cuvintele de la Tine în gura Lui. Amin. Și Duhul Sfânt să ne clăuzească pe toți, să transforme inimile noastre și mintea noastră, să fim atenți, Tatăl nostru, pentru că solia este de la Tine și să putem să dăm afară orice rău ce încă ne mai frământă. Amin. Să putem să fii cu adevărat unelte în mâna Ta, după voia Ta, cum voiești Tu, nu cum voim noi. În numele Lui Iisus Te-am rugat. Amin. 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 Să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. 2 Corinteni 9:6. Iată două istorii despre dăruire și primire. Prima dintre ele este despre două pahare umplute cu apă dintr-un recipient mare. Apa dintr-un pahar este folosită pentru a uda un ghiveci cu plante, pentru a umple un acvariu. Acest pahar este golit de fiecare dată pentru a susține viața în modurile exprimate mai sus și este umplut de fiecare dată pentru a continua să dea apă. Apa din celălalt pahar rămâne nefolosită. În ea se adună praf, insecte, se învechește și devine nefolositoare. Nu poate fi pusă apă proaspătă peste ea, pentru că cea veche nu a fost golită. Morala acestei istorii este că cu cât dăruim mai mult, cu atât mai mult dezvoltăm capacitatea de a primi și de a deveni folositori. O altă istorie vorbește despre două vase de lut,
Unul era nou și strălucitor, celălalt era vechi și crăpat. Ele atârnau fiecare de o parte și de alta unui băz de lemn pe care îl purta un bărbat peste umeri. În fiecare zi el lua apă de la izvor și mergea pe aleea către casa lui. Când ajungea acasă, vasul cel nou era plin de apă care să fie folosită pentru gătit și spălat. Celălalt era aproape gol. Cu toate acestea, pe partea de drum, peste care atârna acest vas, a răsărit un rând de flori minunate, datorită faptului că erau udate în fiecare zi cu apa care se scurgea din vasul crăpat. Această istorie arată frumusețea creată prin dăruire și faptul că Dumnezeu ne-a binecuvântat într-un mod unic pentru a dărui mai departe. Să nu uităm că dăruind ne dezvoltăm capacitatea de a primi mai mult și de a face un bine și mai mare. Rugăciune. Doamne, fă-mă astăzi un dătător voios. Amin. Amin. Colecta de astăzi este destinată bugetului comunității locale. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim în clipa de față la picioarele tale și îți mulțumim în numele Domnului Hristos pentru că Tu ne-ai dat putere de muncă și ne-ai ajutat ca să putem veni cu zecimile și darurile la casa Ta. Binecuvintează-le Tu, folosește-le în lucrarea Ta, acolo unde știi că este locul lor. Ajută-ne și pe noi să rămânem credincioși Ție până la capăt, dă-ne binecuvântările Tale și ajută-ne ca în toate să Te lăudăm prin scumpul Tău Fiu. Amin. Amin. Sunt bucuros să vă salut cu pacea Domnului. Mă uit la ceas și nu vine să cred. O predică de la prânz să fie început așa de vreme. Lipsesc câteva verigi în lanțul nostru al închinării, de care suntem obișnuiți sabat de sabat, fiindcă nu este nici ilustrație pentru copii, nici corul. Ce putem face? Copilașii sunt cam puțin tei. Cor putem face cu toții, nu așa? Vă invit să cântăm spre slava lui Dumnezeu imnul Zi de zi, eu te chem, numărul 463. Dacă la început am cântat, vino te aștept, e declarația noastră
către Domnul Hristos, să lăsăm și pe Domnul să ne cânte o cântare, da? Prin comunitate. Nu cred că s-a auzit cântarea 463. Zi de zi, eu te chem. 463 la tehnic. Mulțumesc. Putem spune cu toată inima. Vă mărturisesc că această cântare am ales-o pentru un prieten care mi-a promis că va veni aici. Era un mesaj special pentru el. Sper că poate ne urmărește pe internet.
aseară a fost și mi-a spus că va veni și astăzi. Probabil că trebuia să insist mai mult să vină. Dragii mei, cu toții suntem prinși în mesajul acestui cântec. Fiecare dintre noi suntem chemați într-un mod cu totul special de Domnul. Niciodată nu mă pot obișnui cu emoțiile de la amvon. Vreau să-i mulțumesc bunului Dumnezeu, în primul rând, pentru chemarea care mi-a făcut-o și ne-a făcut-o întregului nou comitet. Și totodată să vă mulțumesc dumneavoastră pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o, ridicând mâna spre cer, atunci când ați votat. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Aș vrea să vă întreb, dumneavoastră cum vă considerați? Chemați sau aleși? Există vreo diferență între a fi chemat și a fi ales? În contextul celor spuse, chemarea s-ar potrivi la lumea întreagă. Pentru că întreaga lume este chemată prin Evanghelie, nu așa? Dar, deși lumea întreagă este chemată prin mesajul Evangheliei, puțini sunt cei aleși. De ce sunt puțini? Este Dumnezeul nostru un Dumnezeu arbitrar care selectează, deși cheamă pe toți, selectează doar pe câțiva la mântuire? Ce spuneți dumneavoastră? Mulțumesc, care primesc chemarea și care ascultă de ea. Când auziți cuvântul mesagerul, ce gânduri vă apar în minte? Dacă asociem cuvântul mesagerul cu alt cuvânt, Domnului, la ce ne gândim? Mesagerul Domnului. Ellen G. White, nu așa? Când asociem cuvântul mesagerul sau mesagerii cu alt cuvânt, speranței, la ce vă gândiți? Repede, repede, repede. La un timp atât de binecuvântat. Frații mei, eu n-am trăit timpul acela. Biserica aceasta a fost atât de binecuvântată cu un timp special în care am aflat ulterior, venind mai târziu la credință, chiar când acest cor extraordinar, care era o emblemă pentru biserica din Piatra Neamț Dărmănești, era pomenit peste tot unde mergeam. Când spuneam că sunt din Piatra Neamț, de acolo de unde corul mesagerii. Ce mai facem? Ce mai fac mesagerii? Nu știam prea multe lucruri să le spun. Însă mi-a fost dat într-o ocazie de sabat, când mesagerii s-au adunat din cele patru zări și au cântat aici în față. Frații mei, atât de impresionat am fost. Și acum, când îmi amintesc, mă trec emoții din acelea cu totul speciale. Parcă mă simțeam în cer. Am zis, extraordinar, ce poate să facă Dumnezeu printr-o mână de oameni. În dimineața aceasta, Domnul ne dă o veste bună. Și mesajul este, poartă următorul titlu, ales pentru a fi mesagerul speranței. Dacă noi considerăm pe drept cuvânt că am fost aleși să facem parte din această biserică, am fost aleși de Domnul să fim mesagerul speranței sau mesagerii speranței. Ori ca să avem un impact asupra celor din jur cu mesajul nostru, trebuie să ne unim așa cum mesagerii noștri erau uniți atunci când cântau. Deși cântau pe voci diferite, dar o armonie extraordinară, impresionantă. Cum
cum se poate realiza lucrul acesta cu mine și cu dumneavoastră? Mai întâi, e nevoie de o chemare. Și dacă deschidem Sfânta Scriptură în Matei, la capitolul 11, e suficient doar să punem câteva grupuri de versete din Evanghelia după Matei pentru a înțelege mesajul din dimineața aceasta. La pagina 936, Matei, capitolul 11, începând cu versetul 28 la 30. Să citim împreună. Cuvântul Domnului ne spune, Domnul Hristos vorbește aici, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Întrebarea cercetătoare este, ascultăm noi de această chemare? Pentru că nu putem să fim aleși dacă nu ascultăm mai întâi de chemarea cui? A Domnului Hristos într-un mod personal. Și lăudat să fie Domnul, la seară, El ne-a vorbit, prin fratele pastor, tocmai de aspectul acesta al cunoașterii. Nu putem să răspundem unui necunoscut, dar ca urmare a cunoașterii celui care ne cheamă, ascultăm de El. Și nu există persoană care să spună, da, am răspuns odată, atunci când m-am botezat acestei chemări și sunt asigurat pentru totdeauna de faptul că m-a adus Dumnezeu în biserică, înseamnă că sunt ales și este suficient. Dragii mei, eu înțeleg că acest mesaj este continuu. În fiecare zi, Iisus ne cheamă să venim la El. Ori sunt zile în viața noastră în care nu trudim și nu ne simțim împovărați. Este cineva care să poată spună lucrul ăsta? Indiferent de vârsta pe care avem și activitatea pe care o întreprindem, la sfârșitul zilei venim trudiți și împovărați. El ne spune toți cei trudiți și împovărați. Și El este Cel care ne dă odihnă. Însă, în ultimul timp, nu știu cum percepeți dumneavoastră vremea în care trăim, parcă suntem prea trudiți și prea împovărați și uităm să luăm jugul Domnului Hristos. Și acesta este adevărul dureros. Nu luăm jugul Lui asupra noastră, nu învățăm de la El și nu suntem blânzi și smeriți cu inima. Ori dacă nu suntem blânzi și smeriți cu inima, nu putem să fim un mesager al speranței. Pentru că lumea din jurul nostru este exact așa în coordonatele acestea. Nu sunt nici blânzi, nici smeriți cu inima. Și noi ne putem numi adventiști de ziua șaptea, dar în spirit suntem cum? Suntem ca cei care umblă îngrijorați în stânga și în dreapta, dintr-o parte în alta, de la un mal la altul, ca apa zbuciumată a mării. Vrem să fim mesagerii speranței. De aceea suntem aici înaintea Domnului. Sunt convins de asta. Însă primul pas este să mergem la Iisus pentru a ne da Spiritul Său. Efectul acestui pas, Domnul ne făgăduiește. Veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Ce înseamnă să găsești odihnă pentru suflet? Un om care are odihna Domnului peste el sau pacea Domnului peste el, se cunoaște dintre toți ceilalți? E suficient să ai această experiență zilnic și să ieși din casă. Pentru că vei vedea oameni în jur zbuciumați și oameni care se uită la tine și spune, ce se întâmplă cu tine? Parcă ești de pe altă planetă. Tu nu ești îngrijorat de aspectele politice a țării noastre?
Atunci când purtăm și luăm jugul Domnului Hristos, gustăm ce bun este Domnul și chiar jugul Lui este bun și sarcina Lui este ușoară. Dragii mei, e ușor sau greu să slujim? Dar să știți că salvarea noastră din slujire ne vine. Veți spune, frate Costel, slujim și noi așa cum ne dă Dumnezeu. Fiecare în colțul nostru. Nu se poate o biserică să funcționeze, să crească așa cum vrea Dumnezeu, dacă nu e slujitoare. Cu toți suntem de acord, nu așa? Dar ce impact a avut asupra dumneavoastră faptul că suntem atât de puțin la învon față de obicei? Că astăzi parcă s-au schimbat toate lucrurile într-o singură zi. Doar 5 persoane, când eram obișnuit cu 7. Știți dumneavoastră că prezbitorului de servicii vine din ce în ce mai greu să fie ascultat de unii dintre noi pentru a sluji. Și lucrul acesta este minor, foarte mic, comparație, dar nu nesemnificativ, comparație cu slujirea care a rânduit-o Dumnezeu pentru noi. Asta înseamnă că respingem jugul Domnului Hristos atunci când El ne cheamă. Sau spunem, poate cu falsă modestie, spunem, e prea mare pălăria pentru mine, sau numai acolo nu. Știți că sufletul nostru nu poate deveni întreg dacă nu scăpăm de emoțiile acestea care mă încearcă și pe mine și pe dumneavoastră și pe fiecare dintre noi? Și nu putem să știm dacă scăpăm de ele, dacă nu testăm prin a veni aici în față. Suntem mesagerul speranței și prin ceea ce arătăm pe fața noastră. Și în mare parte dintre dumneavoastră mi-ați arătat o față zâmbitoare și bucuroasă că îl cunoașteți pe Domnul și că ne vedem. Spuneam că primul pas este de a asculta de acest pasaj. Pasul următor. Acest pasaj este numit Marea Chemare. Este adresat fiecăruia dintre noi și tuturor deopotrivă. Cel de-al doilea este Marea Trimitere. Matei 28, 18 cu 20. Dacă am făcut primul pas și deschidem în Matei la capitolul 28, vedem ce ne spune Domnul aici, pentru mulți dintre dumneavoastră lucrul acesta este deja arhicunoscut. 28. Tot Domnul Hristos glăsuiește și ne spune așa. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Înțelegem din acest calup de versete, cele trei versete, Marea Trimitere, este adresată unora dintre noi sau întregii biserici, fiecăruia în mod individual? Cum o vedeți dumneavoastră? Domnul spune, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ și puterea aceasta vă va însoți, pentru că voi fi cu voi în toate zilele, la cine se referă? La ucenici. E adevărat. Păi dacă ucenicii au făcut ucenici și la rândul lor, ucenicii ucenicilor au făcut ucenici, noi am ajuns astăzi să fim ucenicii cui? Domnului Hristos. Asta înseamnă că mandatul e pentru noi și este spre a face ucenici la rândul nostru. De altfel, din perspectiva aceasta, Domnul Hristos este doar cu ucenicii, cu cei care aleg să fie mesagerii speranței. Între acest deziderat și primul, la Marea Chemare, mai există un pas care se cheamă, l-am intitulat eu, dați-mi voie să
îmi pun licența, marea alegere. Este marea chemare, este marea trimitere, dar este și marea alegere. Și găsim această mare alegere, glăsuită de tot Domnul Hristos, în Matei, la capitolul 6. Și aici aș vrea să ne oprim puțin mai mult. Deschidem la Matei, capitolul 6. Pasajul se întinde peste mai multe versete, versetele 19 la 34. Dar înainte de a intra, aș vrea să vă spun câte ceva foarte pe scurt despre Matei. De fapt, să citesc un singur verset din Sfânta Scriptură, în Evanghelia după Matei, capitolul 9, versetul 9, și să vedeți cum a reacționat acest ucenic. Cum a devenit acest ucenic și cine a fost el. Versetul 9, deci din Matei 9. De acolo, Iisus a mers mai departe și a văzut pe un om numit Matei, șezând la vamă. Și i-a zis, vino după mine. Omul acela s-a sculat și a mers după el. Cât de simplu este, nu așa? Cine raportează? Tocmai cel care a pățit-o. El își spune experiența într-un singur verset. Eram vameș, eram privit ca fiind un mare păcătos și eram un mare păcătos, Iisus s-a apropiat de mine, contrar așteptărilor mele și a culturii în care mă aflam, mi-a adresat doar trei cuvinte. Vino după mine. Și le-am ținut minte toată viața. Dragii mei, aș vrea să vă întreb. Ați avut această experiență în care Iisus să vă adreseze nu în multe predici, așa cum noi suntem obișnuiți, ci în câteva cuvinte. Un mesaj în care să-l țineți minte toată viața? Când o face Iisus, bine ați venit. Este prietenul care mi-a promis că va veni și a venit. Este atât de bun Dumnezeu în câteva cuvinte să schimbe o viață întreagă. Trei cuvinte. Vino după mine. El ne-a ținut minte că niciodată nu trebuie să o ia înaintea lui Iisus. Vă rog frumos să raportați din Scriptură dacă l-ați văzut vreodată pe Matei cu o ia înainte. Eu nu am găsit, poate dumneavoastră ați găsit. El și-a știut condiția, și-a trăit experiența și a știut că trebuie să-L urmeze pe Iisus. Niciodată să nu ia înainte. Și a scris ce a scris pentru învățătura noastră. Așadar, să revenim la Matei 6. Cuvântul Domnului ne glăsuiește astfel aici. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă molile și rugina, și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rugina, și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră, spune Domnul Hristos. Un mesager al speranței ascultă de aceste cuvinte. Unde este inima ta? Unde este inima mea? Acolo unde este comoara, acolo este și inima. Versetul 22. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos și tot trupul tău va fi plin de lumină, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona.
Sunt cuvintele Domnului Hristos. Un mesager al speranței ascultă de aceste cuvinte. Nu vi se pare că prea de multe ori avem inima împărțită între slujirea pe care Domnul numește aici a lui Mamona? E slujirea aceasta a lui Mamona legată de sfatul de dinainte, nu vă strângeți comori pe pământ? Urmează un alt îndemn din partea Domnului și o nouă provocare pentru alegerea noastră. Versetul 25. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? După ce alergăm noi zilnic? Bine, veți spune, frate, dar nu Domnul ne spune în poruncă 6 zile să lucrezi, să faci tot lucrul tău? Păi muncim. Și să știți, nu există oameni mai harnici decât adventiștii de ziua 7. Ei când muncesc, muncesc. Ei nu se joacă. Și toți vrem să muncim, să fim harnici, pentru că Domnul ne spune, ne dă poruncă să lucrăm. Dar este important să lucrăm cu El? Este important să lucrăm, adică să făptuim și în celelalte 6 zile lucrările pe care ni le-a pregătit mai dinainte? Că așa spune. Faptele voastre sunt pregătite mai dinainte să umblați în ele și Domnul nu ne dă o povară mai grea decât să o putem noi duce, cu scopul de a ne menține strâns în comuniune cu El. Domnul știe că îngrijorarea este o armă letală pentru orice copil al lui Dumnezeu care vrea să fie mesager al speranței. Nu poți să fii cu speranță și toată să fii și îngrijorat. Nu? E nonsens, nu se pot. Ori suntem cu speranța în suflet și am eliminat îngrijorarea, ori ne lăsăm conduși de îngrijorare. În continuare, Domnul ne spune, oare nu este viața mai mult decât hrană și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Viața trăită în Domnul Hristos este mai mult. Este mai valoroasă, este mult mai importantă. Și ne dă ca ilustrație versetul 26, uitați-vă la păsările cerului. Dragii mei, când am făcut lucrul ăsta ultima dată? Vi s-a întâmplat? Nu avem timp să ne uităm la păsările cerului, doar dacă se apropie mai mult de noi. La țară avem un garaj unde ne parcăm mașina și acolo undeva la o grindă o pereche de păsărele și-au construit un cuib. Totul era liniște și pace până după ceva zile când am auzit o gălăgie din cuibul ăla că ieșea. Erau 5 puișori care toată ziua nu știau ceva decât să ceară de mâncare. Cu ciocul cu galben prin jurul lui, cu gura căscată largă de parcă numai gura era de ei, țipau și cereau de mâncare. Și cei doi, atât tata cât și mama, păsărică, nu mai făcea față. Continuu le aducea tot felul de gâze, hrană. Când am ajuns acolo în apropiere, m-au văzut. Și imediat și-au tras căbușorul, parcă, și sigur le-a vorbit, că au un limbaj între ei, să nu mai vorbească, adică să țipe. Și au tăcut. Și acum stăteam și mă gândeam, ce o să facă părinții? O să îndrăznească să vină să le mai dea de mâncare în prezența mea? Că m-au observat. Cred eu că mama a îndrăznit mai mult decât tata. Că s-a dus și le-a dat de mâncare, își luau hrana și imediat
Dădeau capul înapoi. Și după aia a îndrăznit și tata. Totdeauna sufletul de mamă, știți cum e, ea trece și prin încercări mai grele decât asta. Ei, dragii mei, m-am retras tiptil de acolo, ei din nou au devenit gălăgioși, care mai de care. Și am observat că își mai schimbau locurile între ei ca să apuce altul. A trecut un timp și a venit furtuna asta puternică peste noi și într-o zi n-am mai văzut cuibul acolo. Și am zis, Doamne, de ce ai îngăduit tu? Erau atât de frumoși, atât de gingași. Îi aveam acolo și parcă îl vedeam mereu pe Dumnezeu în creaturile acelea firale. Și stăteam și mă gândeam că de multe ori suntem la fel. Atunci când vine o furtună în viața noastră, ne descurajăm. Dar Dumnezeu mi-a dat o lecție prin aceste păsărele. S-au apucat din nou să facă cuibul. Exact în locul acela. Există întotdeauna un nou început. Nu știu ce s-a întâmplat cu puii, dar Domnul spune că știe de soarta lor. Dacă Domnul se îngrijește de păsările cerului, nu se va îngriji El oare și de fiecare dintre noi? Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Dragii mei, sunt trei coordonate pe care numai Dumnezeu le poate împlini în viața noastră. Mai întâi, pentru a fi un mesager al speranței, trebuie să știm valoarea unui om. Valoarea pe care o dă numai Dumnezeu. Cea de-a doua coordonată este siguranța pe care numai Dumnezeu ne-o poate da. Și cea de-a treia este sensul vieții noastre. Toate aceste coordonate le găsim aici foarte pregnant, în acest pasaj. Vă rog să le urmărim mai departe. Mai întâi am aflat de valoare. Noi suntem tentați din fire să nu dăm valoare pe ceea ce Dumnezeu spune că este foarte valoros. Și căutăm alte valori. Vrăjmașul vrea din adins să ne schimbe valorile. Prin tot felul de practici, obiceiuri și presiuni culturale, caută să ne schimbe valorile. Dar Dumnezeu spune, omul este valoros în sine, mi-am dat viața pentru el, eu l-am creat, e pecetea creației mele. Versetul 27. Și apoi, cine dintre voi chiar îngrijorându-se poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon. Și Solomon, în Sfânta Scriptură, ni se prezintă ca fiind cel mai, cum îl ține minte? Ia să vedem. Cel mai înțelept. E o mare bogăție să fii înțelept. Dar ce-i văcăduiește Dumnezeul lui Solomon? Și bogăție pe deasupra. Zice că a fost și cel mai bogat. Cel mai înțelept. Și zice aici că nici măcar Solomon nu a avut straie, ar fi vrut el probabil, că a cercetat natura, a cercetat, ar fi vrut, când se uita la un crin din acesta, uităm și noi aici în față, spunea, extraordinar, eu așa haină nu pot avea. Și Dumnezeu spune că a îmbrăcat floarea aceasta care spune că astăzi este să ne încânte privirea și mâine este aruncată în foc. Cu alte cuvinte, voi sunteți mult mai valoroși. Oare Domnul nu vă va îmbrăca? Versetul 30. Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi puțin credincioșilor? Spuneți-mi, care credeți că este haina pe care o va purta continuu mesagerul speranței? Haina, neprihănire, Domnului Hristos, vedeți că deja știm termenii limbajului nostru? Cum explicăm lucrul ăsta celor care nu-L cunosc?
Ei participă la botezul nostru și se bucură de bucuria noastră, unii dintre ei, care sunt pregătiți. Dar alții nu văd prea mare lucru. Eu vă spun din experiența practică, din familie. Au venit, au văzut și au plecat. Le-a plăcut. Dar nu ca să fie străpunși în inimă. Dar ce se petrece în momentele acelea a încheierii legământului cu Dumnezeu, este miracolul lui Dumnezeu, ne îmbracă în haina Lui. Însă trebuie să alegem să o purtăm în fiecare zi. Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Deci când spune că Tatăl nostru cel ceresc știe că face ceea ce știe că e de făcut, asta înseamnă siguranță în planul Tatălui Ceresc. Și versetul 33 ne dă sensul vieții noastre și spune: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri se vor da pe deasupra. Sensul și rațiunea de a fi a mesagerului speranței este de a căuta în permanență împărăția lui Dumnezeu. Bine, veți spune, ce vrea să spună Domnul Hristos aici? Adică cum? Nu am găsit-o? Poți căuta ceva la nesfârșit și să nu găsești? Eu nu cred că asta vrea să spună. Vrea să spună că ai intrat în împărăție și tot cauți să mărești această împărăție. Un mesager al speranței își caută fratele și sora care nu cunosc pe Dumnezeu. Un mesager al speranței, rațiunea lor de a fi, oriunde ar fi, este de a vedea în cel de lângă el un potențial candidat la împărăția lui Dumnezeu și va face în sensul acesta ce îi pune Dumnezeu în conștiință și în inimă. Aș dori ca mandatul acesta să fie și ultimul. Să vină Domnul să ne ia acasă. În slujitorii Evangheliei, mesagera Domnului spune așa: providența merge înaintea noastră și puterea infinită conlucrează cu eforturile omenești. Ochii care nu văd cum lucrează Domnul sunt cu adevărat orbi. Și urechile care nu aud chemarea adresată de marele păstor, păstor al oilor sale, sunt surde. Domnul Hristos dorește mult să-și extindă influența asupra tuturor minților omenești. El dorește nespus să pună amprenta chipului și a caracterului său asupra fiecărui suflet. Când a fost pe pământ, Domnul a simțit o nevoie nespusă după simpatie și cooperare. Extraordinar! Împăratul Universului a simțit atât de acut această nevoie, nevoie după simpatie și după cooperare. Pentru ca împărăția sa să se poată extinde și să cuprindă întreaga lume, acest pământ este proprietatea sa pe care a cumpărat-o cu un preț și Domnul dorește să-i facă pe oameni liberi, curați și sfinți. Pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și neamurile vor primi moștenirea sa. Și zonele cele mai îndepărtate ale pământului vor intra în proprietatea Lui. Domnul Hristos va vedea rodul muncii sale și va fi mulțumit. Este acest deziderat și dorința inimii noastre? Dacă ne-am gândit mai mult la Domnul Iisus, dacă am vorbit mai mult despre El și mai puțin despre noi, am simțit mai mult prezența sa. Dacă vom rămâne în el, vom fi atât de plini de pace, credință și curaj și vom avea atât de multe de povestit când ne întâlnim cu frații,
încât ei vor fi înviorați prin mărturia noastră clară și plină de putere pentru Dumnezeu. Când se vede în viața creștinului această recunoștință exprimată spre lauda Harului Său, are o putere irezistibilă care lucrează spre salvarea sufletelor. Dragii mei, mi-am pus ca țintă înaintea lui Dumnezeu să devin un mesager al speranței. Am nevoie ca fiecare dintre noi, cei care am fost chemați și aleși, să fim purtați în rugăciune. Avem atât de mare nevoie să fim atenți la ceea ce se întâmplă în jur, dar și la oportunitățile pe care Dumnezeu ne le oferă de a fi mesageri ai speranței pentru cei care umblă bâșbâind în lumea aceasta. Să ne dea Dumnezeu tărie, să ne dea putere, să ne dea dragostea Lui, care să ne modeleze caracterele pentru a deveni mesagerii Lui. Amin? Amin. În numele Mântuitorului, spre slava și onoarea lui Dumnezeu, închide serviciul divin prin intonarea imnului 184, La ta chemare vin. Oh.
Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, venim să-ți mulțumim că ești un Dumnezeu minunat, că ai dat pe Mântuitorul nostru să moară pe crucea Golgotei. Mulțumim, Doamne, că prin sângele Său ispășitor suntem salvați. Mulțumim, Doamne, că suntem chemați. Și nu doar chemați, îți mulțumim că suntem aleși. Te slăvim și te lăudăm, Doamne, că nu ne-ai ales doar ca să ne ții în locul acesta de închinare unde ne simțim bine, Doamne, împreună cu Tine, ci ne-ai chemat ca să ne trimiți la cei din lumea aceasta care zacă în întunericul păcatului. Doamne, Te rugăm din toată inima să ne iei în stăpânire prin Duhul Tău cel Sfânt și să nu ne dai pace până nu ne vom face partea noastră în mandatul acesta care L-ai pus, Doamne, peste robii Tăi. Binecuvântează, Doamne, comunitatea de aici, slujitorii și fiecare frate și soră, Doamne, care au pe inimă lucrarea Ta, să se lase trimiși la semeni. Ajută-ne, Doamne, ca să nu întârziem, ci să fim grăbitori ai venirii zilii Tale cele mari. Doamne, Te rugăm să ne ajuți în mod special să nu mai alergăm după lucrurile lumești. Alergăm foarte mult, Doamne, pentru lucruri care nu ne folosesc. Iartă-ne că am început să semănăm cu lumea. Te rugăm să ne ierți și ajută-ne să facem o schimbare radicală. Amin. Doamne, ajută-ne ca să dorim din toată inima să căutăm mai întâi împărăția și neprihănirea Ta, pentru că celelalte Tu ni le dai pe deasupra. Nu ne lăsa, Doamne, să inversăm rolurile, să căutăm lucruri de nimic, să zgârmăm ca și găinile prin gunoaie, în loc să fim ca vulturii aceia care din înaltul cerului văd ce au de făcut. Te rugăm din toată inima, Doamne, să ne conduci pas cu pas și astăzi să luăm aminte la mesajul Tău, să dorim să mergem la semenii noștri, să Te vestim și acum cât este încă timp de libertate, să dorim din toată inima să Te vestim, să dorim să ne pregătim acum comorile în cer, salvând pe cei care vrei Tu să-i salvezi. Amin. În numele Mântuitorului Te-am rugat și îți mulțumim, Te slăvim și Te lăudăm. Amin. Amin.